Folosirea în mod ilegitim a imaginii unor personalități cunoscute, a unor instituții sau companii cu propuneri de a investi puțin în vederea unui câștig financiar cu mult mai mare sunt doar câteva dintre metodele infracționale de înșelăciune săvârșite prin mijloace de comunicare online. Potrivit datelor oficiale, în județul Hunedoara în acest an a crescut numărul infracțiunilor sesizate pe linia criminalității informatice, dar și a înșelăciunilor prin mijloacele de comunicare online. Majoritatea celor care apelează la astfel de metode de înșelăciune nu operează din România, îngreunând astfel munca polițiștilor de identificare și tragerea la răspundere a autorilor. În primele 9 luni ale acestui an, polițiștii din cadrul IPJ Hunedoara au înregistrat 150 de sesizări privind infracțiuni de înșelăciune săvârșite prin mijloace de comunicare online, în creștere față de aceeași perioadă anului trecut. În același context, a crescut și numărul de infracțiuni sesizate din sfera criminalității informatice, de la 246 la 277, predominante fiind efectuările de operațiuni financiare în mod fraudulos. Am vorbit și de phishing, știți foarte bine, e de foarte multă vreme acest mod de operare activ. Din păcate și în prezent avem persoane vătămate care cedează, ca să zic așa, tocmai în sensul că doresc aceste câștiguri facile, într-un termen foarte scurt și substanțiale. Alte situații care presupun înșelăciuni în mediul online, mă refer aici la, de cele mai multe ori și în ultima vreme chiar am avut situații nenumărate, ca să zic așa, foarte multe, persoanele vătămate, care doresc de asemenea cu câștiguri facile sau achiziționarea unor bunuri la prețuri oarecum derizorii, trimit sume de bani și nu verifică bunurile respective. De pildă, cumpărători de bună credință de autoturisme. Autoturisme care sunt prezentate în mediul online, aspectoase, bineînțeles, prezentate fără usuri, ca să zic așa, însă realitatea este alta, în sensul că nici măcar nu există acel autoturism la persoana care face prezentarea în mediul online. Persoana respectivă, autor, în speță, care este, repet, încă o dată foarte greu de găsit, dar nu e imposibil, pentru că de aceea suntem aici, printre altele. Transmit persoanele vătămate sume de bani în conturile indicate. De cele mai multe ori, conturile indicate nu sunt pe numele persoanei care face prezentarea, mă rog, ale autorului. Aici, iarăși, avem, din păcate, acel mod de operare în care persoanele, autorii noștri, racolează persoane din mediul persoanelor fără adăpost și de acest gen, pe numele cărora înființează anumite conturi, iar în aceste conturi sunt trimise sumele de bani de către persoanele vătămate, recuperate, bineînțeles, de autori, într-un mod sau altul. Și aici ar fi util să avem în vedere faptul că, din punctul meu de vedere, dacă un om dorește să achiziționeze un bun, ar fi cel mai bine să-l și vadă fizic. Pentru a preveni infracțiunile online, polițiștii și specialiștii fac adesea mai multe recomandări esențiale pentru protejarea utilizatorilor de internet. Primul sfat ar fi să judece cu mintea lor absolut tot ceea ce primesc. De regulă, ceea ce e prea bun ca să fie adevărat, chiar așa și este. Dacă primiți mesaje, SMS, dacă primiți e-mail-uri în care vi se spune că ați câștigat nu știu ce excursie, că aveți posibilitatea de a câștiga sume impresionante de bani într-o perioadă foarte scurtă de timp și tot ceea ce trebuie să faceți este să faceți click aici, stați un pic și judecați cu mintea dumneavoastră și gândiți-vă oare chiar așa să fie. Sună prea bine ca să fie adevărat. Luna octombrie este luna prevenției în mediul online. Potrivit datelor oficiale prezentate astăzi la conferința de presă organizată de IPJ Hunedoara, în jur de 14% din sesizările păgubiților au fost soluționate până acum.